trezitul de dimineață nu este deloc plăcut și nici ușor, mai ales dacă te trezești ca să te duci la școală. Eu mă rup cu mine de fiecare dată ca să ies de sub pătura mea caldă și probabil și tu faci la fel. Dar de-a lungul timpului am descoperit câteva metode pentru a reuși să câștig această bătălie, mai exact 5. Așa că astăzi vom vorbi despre 5 metode pentru a reuși să te trezești dimineața la timp și de vreme. Să îi dăm drumul. Prima metodă este să-ți stabilești un interval de somn. Un om are nevoie de 6-8 ore de odihnă pe noapte pentru a nu se simți obosit în timpul zilei. Trebuie să-ți creezi o rutină. O rutină presupune să te culci la aceeași oră și să te trezești la aceeași oră în fiecare zi, nici mai devreme, nici mai târziu. Spre exemplu, eu am nevoie de 7 ore de somn pe noapte și am școală de la 7:30, așa că mă culc la 11, maxim 11:30 și îmi setez alarma la 6, maxim 6:30. Respectând această rutină pe care ți-o impui, te vei trezi mult mai ușor și nu te vei simți la fel de obosit. Creierul tău are și el un ceas intern, așa că dacă impui această rutină, îl vei seta să corespundă cu dorința ta de a te trezi de vreme. A doua metodă pentru a te trezi la timp este să îți muți telefonul departe de pat. Dacă ai telefonul lângă tine atunci când alarma sună, e foarte ușor doar să întinzi mâna și să-l închizi în somn. În schimb, dacă e nevoie să te ridici și să mergi până în colțul celălalt al camerei ca să închizi alarma, e mult mai greu pentru că tocmai te-ai ridicat din pat, iar asta e cel mai greu. Odată ce ai ieșit din pat, de la căldură, sunt șanse mult mai mari să conștientizezi că te-ai trezit și să nu te pui înapoi la somn. A treia metodă este să pornești televizorul atunci când te trezești. O altă metodă care funcționează pentru mine și nu am mai văzut-o niciune este să dau televizorul înainte să mă culc pe un canal de muzică cu volumul foarte tare și apoi să pun telecomanda lângă pat. Și imediat cum sună alarma de dimineață, iau telecomanda, pornesc televizorul și o arunc departe de mine. De obicei, muzica la maxim face o treabă foarte bună în a mă trezi, așa că ai putea să încerci și tu. A patra metodă este să folosești aplicația Alarmii. Alarmii e o aplicație pe care am descoperit-o recent și funcționează în felul următor. Setezi alarma la ora pe care ți-o dorești, hai să punem 6:23, adică peste 2 minute, și ai aici metoda pentru a opri alarma. Ai mai multe opțiuni. Prima opțiune este să faci o poză. Asta înseamnă că poți opri alarma doar în momentul în care faci o poză care să semene cu o poză pe care ai stabilit-o atunci când ai setat alarma. Am făcut adineauri o poză la cartea asta și din moment în moment ar trebui să sune alarma ca să vă demonstrez cum funcționează. Iată că sună, pot să opresc doar dacă apăs aici, renunțat și fac o poză care să semene cu asta. Adică exact la cartea asta, ia să vedem dacă mergem. Și doar așa am putut opri. Desigur, poate fi orice alt obiect, spre exemplu, chiuveta de la baie sau masa de la bucătărie. Eu am ales cartea doar ca să vă demonstrez. Atenție, ca alarma să se oprească, trebuie să te ridici din pat și să faci poza respectivă. Nu poți restarta telefonul pentru că va suna din nou peste câteva minute. Mai ai opțiunea să oprești alarma scuturând telefonul de 30 de ori. Iată, trebuie să-l scuturi de 30 de ori. Și preferata mea, să rezolvi probleme de matematică. Poți să-ți alegi aici câte probleme și cât de dificile să fie. Nu vă recomand să mergeți la cea mai dificilă pentru că am încercat și am stat vreo 10 minute să o rezolv în timp ce alarma suna în continuu. Și în final, a cincea metodă este să găsești o motivație. Ascultă, nicio alarmă din lume nu te poate trezi dacă tu nu ai o motivație să te ridici din pat și să îți începi ziua așa cum trebuie. Nu cred că faptul că trebuie să te duci la școală te va face să te trezești bine dispus și cu zâmbetul pe buze, așa că trebuie să găsești altceva. Spre exemplu, în loc să spui, mamă, mâine iar mă trezesc să mă duc la școală să dau ochii cu tâmpiței aia de profesor și cu colegii la fel de tâmpiți, poți spune, hei, mâine mă duc la școală să mă întâlnesc cu prietenii cu care îmi place să vorbesc și cu care îmi place să stau. Sau mă duc să văd fata sau băiatul de care îmi place. Sau poate ai totuși măcar un profesor bun și găsești orele lui interesant. Dacă ai un animal de companie, poți face o motivație din a te trezi dimineața și ai da ceva de mâncare sau al mângâia. Sau poate ai un vis și visul acesta necesită să te trezești cu noaptea în cap, cum aveam eu când mergeam la antrenamente la fotbal. Între timp visul s-a schimbat, dar important este că încă există. Tot ce vreau să spun e că nu vreau să vezi trezitul de dimineață de vreme ca pe o pedeapsă. Privește-o ca pe o investiție care va da roade în timp și te va ajuta în ceea ce vrei tu să realizezi. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, fratele meu Dragoș, a.k.a. Diablo, a scos de curând o piesă bombă numită Wonder Kid. Aveți descrie linkul de la ea, duceți-vă acolo dacă aveți plăcerea și dați-i puțină dragoste. Bună seara, coardelor, eu sunt vestirea verii. Acestea fiind spus, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune un reușit în urateu! Pa, pa!